Accident grav astăzi pe drumul național 73A între localitățile Șercaia și Vad. În urma evenimentului în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism, o persoană a ajuns la spital. Una dintre victime este în stare critică și a fost transportată cu un elicopter SMURD la spitalul din Târgu Mureș. În Dubă se aflau 7 persoane, iar în autoturism o singură persoană. În urma acestui accident, o persoană a rămas încarcerată. S-a intervenit pentru descarcerarea ei dintre fiarele autoturismului. Intervenția a fost destul de dificilă. Colegii au fost nevoiți să îndepărteze ușa și să taie stâlpul autoturismului pentru a putea scoate victima. Persoana încarcerată a fost preluată de către elicopter, a fost transportată la Târgu Mureș, este în stare foarte gravă. 4 victime au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Brașov, 3 la Unitatea Medicală din Făgăraș, iar la Târgu Mureș a ajuns șoferul autoturismului. Conducătorul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară. 8 persoane au fost rănite în urma impactului, toate fiind transportate la spital pentru investigații medicale. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cauzele și împrejurările în care a avut loc evenimentul. De asemenea, în cauză s-a deschis dosar penal. Polițiștile cer șoferilor să circule cu prudență și să nu urce la volan în cazul în care au consumat băuturi alcoolice. Un brașovean în vârstă de 50 de ani s-a ales astăzi cu dosar penal după ce a fost prins băut la volan. Polițiștii biroului rutier l-au oprit pe conducătorul auto pentru control pe strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Agenții au utilizat aparatul etilotest, iar rezultatul a fost 1,54 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea de probe biologice. Pe numele bărbatului implicat s-a deschis dosar penal. Reacții vehemente ale brașovenilor după filmulețul postat pe o rețea de socializare în care un ursuleț este chinuit de mai mulți bărbați în județul Brașov. Brașovenii spun că făptașii trebuie să fie pedepsiți aspru. Urșii sunt periculoși într-un fel, urșii mai mari pot ataca oamenii, dar nu au procedat corect. Nu au, mai ales că era un puiuș și era inofensiv din punctul meu de vedere. Nu e ok abuzul animalelor, în special a celor sălbatice. Ar trebui făcut o separare mai clară a locului lor și a locului oamenilor. Tot ce ține de animale îmi displace, mai ales când e vorba de urși. Adică tot că sunt aici în Brașov și nu sunt protejați, ar trebui cel puțin. Dar nu e vorba numai de urși, e vorba despre tot ce ține de animale. Da. Ce pedeapsă ar trebui să primească acești? Cât mai aspră. Asta nu sunt măsură să spun, dar cât mai aspră. În acest caz, polițiștii au deschis dosar de cercetare penală. Emoții mari pentru elevii clasei a 8-a. Astăzi au început examenele pentru viitorii boboși de liceu. Aceștia au susținut prima probă la limba și literatura română. Chiar dacă au fost pregătiți, unii dintre ei au mai întâmpinat și mici dificultăți. Cum ți s-au părut subiectele? Destul de ușoare, dar nu știu acum cât de bine le-am făcut. Ce ți-a picat sau ce ți s-a părut mai dificil? Argumentarea. Nu a fost foarte greu, au fost rezolvabile subiectele. Cel mai greu mi s-a părut compunerea de la subiectul 2. La ce notă te aștepți? Păi o notă peste 9, sper. Da. Și pe viitor unde vrea să mergi, la ce liceu? Aș vrea să rămân în Brașov la Științele Naturii. A fost foarte ușor. Nu mă așteptam sincer la genul dramatic, dar m-am descurcat. La ce notă te aștepți? Peste 9. Spune-mi mai departe, la ce liceu ai vrea să mergi? Meșteșugul sau Unirea. Puțin mai complicat mi s-a părut la propozițiile subordonate și în rest nu a fost nimic care să pună probleme. Și colegii mei sunt fericiți. La ce notă te aștepți? Păi, în funcție de compunerile pe care le-am făcut. Sper la un 9, 50, 10. Mi s-a părut super ușor. La matematică cred că o să fie mai greu ca să compenseze cumva. Subiectele au fost de o lejeritate, nu știu, la simulare, de exemplu, mi s-a părut mai greu decât acum. Nu cred că a fost nimic care să pună dificultăți.
Următoarea probă scrisă va fi la matematică pe data de 20 iunie 2019. Rezultatele vor fi afișate pe 25 iunie, iar contestațiile vor putea fi depuse în aceeași zi până la ora 20. Pe data de 29 iunie se vor afișa rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. Elevii și profesorii de la Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă au fost răsplătiți pentru performanța obținută în anul 2018-2019. Elevii ai Colegiului, dar și ai Centrului de Excelență Brașov au fost premiați pentru concursuri, olimpiade, dar și alte activități, cu trofee și diplome. Nici profesorii nu au fost uitați. Aceștia au fost răsplătiți pentru munca depusă și au primit diplome de excelență pentru activitățile pe care le-au desfășurat pe parcursul anului școlar. Avem premii speciale cu acele cupe, care le vor primi doar olimpicii naționali și cei care au luat premii la concursuri naționale avizate de mine. Pe lângă aceste premii speciale avem premii 1, premii 2, 3, mențiunea 1, mențiunea 2, mențiunea 3 pentru elevi pe nivele și pe discipline pentru rezultate deosebite obținute la concursuri, olimpiade, prezență la oră. A fost un an bun pentru geografia brașoveană în ceea ce privește participarea și rezultatele la concursuri. În acest an școlar pentru olimpiada de geografie am avut un premiu 3, am avut o mențiune, am avut 4 premii speciale. Dintre aceste premii, mențiunea și unul dintre premii speciale au fost obținute la Centrul de Excelență. Anul acesta am participat cu copiii de la Centrul de Excelență la o conferință internațională la Chișinău, unde am prezentat o lucrare despre opera lui Grigore Vieru. De asemenea, copiii au fost implicați, am obținut premii la județ, la Olimpiada de Lingvistică. La Centrul de Excelență, elevii beneficiază de pregătire suplimentară, care îi ajută în obținerea unor rezultate mult mai bune. Excelența se premiază. Copiii au luat vacanță, însă munca lor de peste an nu a rămas nerăsplătită. Reprezentanții Consiliului Local Săcele s-au gândit la elevii care pe parcursul anului au învățat și au fost constanți în rezultatele lor școlare. Astfel, aceștia au fost premiați într-o gală organizată pentru ei. Aș dori să-i felicit pe toți acești copii care au performat în anul școlar care tocmai s-a încheiat, să-i felicit pe părinții lor pentru susținerea pe care le-au acordat-o și nu în ultimul rând pe colegii mei profesori care și-au demonstrat dăruirea, pentru că la aceste rezultate, fără aportul profesorilor, nu se poate ajunge. Copiii sunt motivați de aceste premii. Așa se face că de la an la an, numărul elevilor din municipiul Săcele, care încheie anul școlar cu media 10, este din ce în ce mai mare. Domnișoara Chișve de Anet și domnișoara Hedgheoga Mara de la același liceu teoretic George Moroianu. Ce înseamnă pentru tine primirea acestui premiu? Este un premiu important. Da, înseamnă motivația mea, faptul că nu am muncit degeaba, faptul că cineva apreciază ceea ce faci și că nu sunt singură în această luptă de a mă perfecționa și de a merge cât mai sus. 8 ani în care mi-am făcut cei mai buni prieteni, 8 ani în care m-am regăsit pe mine, știu ce vreau să fac pe viitor, știu ce persoană sunt și știu pe cine vreau să am alături. Cu siguranță vom continua, pentru că excelența este ceva ce trebuie susținut de către autoritatea locală prin Consiliul Local și vom continua și anii următori, poate vom suplimenta, poate vom extinde acest mod de a recompensa. Consiliul Local Săcele a aprobat acordarea compensațiilor pentru elevii cu rezultate foarte bune la învățătură, astfel că cei care au reușit să încheie anul școlar cu media 10 au primit suma de 1000 de lei. Nici ceilalți copii nu au fost însă uitați, iar cei care au obținut locul 1 au primit suma de 300 de lei, locul 2 a obținut suma de 200 de lei, iar cei de pe locul al 3-lea au obținut suma de 100 de lei.